îndurerată familie cancer, îndoleați colegi, prieteni, întristată academie, întristați membrii Academiei. Într-adevăr, este o veste foarte și foarte tristă pentru toată Republica Moldova și pentru toți cei care l-au cunoscut pe academicianul, președintele Consiliului de Atestare și Acreditare, un mare savant fizician, Valeriu Cancer. Când am fost ales președintele Academiei, cineva și-am spus că vârsta medie a membrilor Academiei era de 75 de ani, cineva din sală a întrebat de ce trăiesc așa de mult academicienii. Răspunsul a fost foarte simplu. De ce e cât deștepți? Astăzi ar fi întrebarea de ce pleacă așa de vreme academicienii. Răspunsul ar fi academicianul Furdui. De ce e că n-au grijă de sănătatea sa? Este o problemă foarte serioasă. De ce? Pentru că nu fortifică sănătatea. Nu ne pare foarte rău. Nu ne pare foarte rău că a plecat din rândurile noastre academicianul Valeriu Cancer. Spuneam o săptămână în urmă, tot aici în această sală, când îl petreceam pe academicianul Pavel Vlad. Soarta vieții pe pământ este dură. Trebuie să mori numai decât. Dar este foarte trist și dureros atunci când pleacă savanții, academicienii tineri, la așa o vârstă de 62 de ani. De ce? Pentru că până la această vârstă, intelectuali în general, academicienii, savanții în particular, acumulează cunoștință. Dar de la această vârstă încep a transmite cunoștințele societății, umanității întregi. Valeriu Cancer a fost unul dintre cei care a avut talent în domeniul fizicii, a avut talent de organizator în domeniul cercetării. Nu e așa de ușor de găsit cercetători care se poate să administreze cercetarea. Academicianul Valeriu Cancer, la el este caracteristic niște proprietăți absolut umane, poate unicale a dumnealui. A fost un om foarte cum se cade. A avut o, dacă se poate de făcut această similitudine, o bonitate mare de 100% față de sine, față de familie, față de știință, față de colectivul pe care el l-a condus. Și când a fost academician secretar și când era și este președintele Consiliului Național pentru Atestare și Acreditare. Nu este simplu într-un colectiv intelectual să-ți manifeste această bonitate, să-ți manifeste această cumsecădenie. El le-a avut în geni. A fost transmis. Așa este familia lui. Așa sunt copiii, așa a fost fratele care a plecat mai devreme. Așa l-am cunoscut noi pe el. Ca un om, cum se spune la noi, foarte și foarte de treabă. Dar el a fost un mare savant. Un mare savant pentru că după activitatea sa de președinte, seara, sâmbătă, duminică, el tot timpul era în laborator, era în institut. El tot timpul discuta și era la curent cu toate realizările în ultima vreme, nu numai în domeniul fizicii, dar în mai multe domenii el avea o viziune foarte largă asupra științei. Eu l-am cunoscut pe Valeriu Cancer
De foarte, de foarte, de mult, încă din anii studenției. Așa s-a întâmplat în viață, ca noi să fim concurenți. În competițiile, în diferite competiții. Prima competiție la care am participat a fost premiul național pentru știință, în domeniul științei și tehnicii pentru tineret. Vreau să vă spun că eu am fost de părerea și mai mulți colegi că și echipa care era condusă de Valeriu Cancer, care nu avusese suficiente puncte să primească acest premiu și comisia a hotărât să-l primească. El a fost concurent cu mine la alegerile președintelui Academiei de Științe. Vreau să vă spun că el a avut un comportament foarte corect, foarte binevoitor. Și ultima competiție, ultima alegere a președintelui, când domnul Acanician Anistiade și domnul Acanician Ghidirim l-au înaintat la concurs, în postura de președinte Academiei, mi-a spus, domn președinte, dumneavoastră dacă doriți, domnul Ducă, dumneavoastră dacă doriți să prezentați ceva serios pentru ca să convingeți Academia noastră ca să vă aleagă, eu trebuie să vă fiu contracandidat. Eu am acceptat. Noi l-am înaintat pe Valeriu Cancer, iată a fost președinte Voronin. 8 ani în urmă, în calitate de președinte a Consiliului pentru acreditare și atestare. Și a fost susținut de toată comunitatea. Atâta lumea astăzi, prezentă, să-l petreacă pe Valeriu Cancer în ultimul drum, este legat anume de aceea, pentru că el s-a isprăvit. El a reușit să transforme Consiliul pentru atestare și acreditare într-un consiliu foarte serios, deși mulți spuneau că este birocratizat, dar această birocratizare a fost foarte aparentă. El a transformat această instituție într-o instituție care a elaborat criterii serioase pentru promovarea doctorilor și doctorilor habilitați, conferențiarilor și profesorilor. Asta este meritul dumnealui. El a făcut lucrul ăsta foarte consecvent, foarte serios, deci a studiat, a analizat și a propus mai multe metode, forme de apreciere adecvată a savanților noștri, a profesorilor noștri, cei care doresc să fie recunoscuți ca savanți, ca cercetători, doctor, profesor. Noi ne închinăm toți în fața acestei mari personalități, care a lăsat urme frumoase, bune, de un intelectual, de un mare academician a Republicii Moldova. Eu cred că noi toți trebuie să ne unim în faptul ca laboratorul unde a lucrat să-l poartă numele. Stradă în Chișinău să fie unde se poartă numele. În satul lui natal să-i poartă numele. Biblioteca, școala. Tot ce este posibil pentru ca memoria față de acest om să trăiască generații. Și numai prin aceasta noi putem să aducem contribuția la memoria acestui mare om, mare prieten, mare savant și mare manager în domeniul cercetării. Îmi permiteți mitingul de doliu consacrat academicianului Valeriu Cancer să-l declar deschis.